Salutare tuturor! Ne-am întors la după încă un antrenament. Greu de tot, dar a ieșit bine. În antrenamentul pe care îl prezentăm acum, au fost îndreptări sumo, îndreptări cu bara hexagonală, genoflexiuni, îndreptări românești și convenționale. La final l-am făcut puțin ramat, câteva good mornings. Habar n-am cum se numesc în română, știi cumva? Good morning. Da. Și la final am făcut denumirea, ar putea fi, să zicem, yoke, de la exercițiul de strongman, numai că noi în loc de efectiv cadrul de yoke, am folosit bara de genoflexiuni slash îndreptări, bara noastră de toate zilele. O să vezi la spinal. Un fel de unwrap cu acal. Da, deci practic exact ceea ce faci când vrei să începi o genoflexiune și faci unwrap-ul și ce câțiva pași în față. Noi am făcut un pic mai mulți pași decât câțiva, special pentru a ne obișnui cu greutățile mari. O să vedeți când ajungem la el. Au început evident cu încălzirile pe care le filmăm mai tot timpul. Asta este, cum vedeți, îndreptarea sumo, una dintre cele două variații foarte cunoscute de îndreptări. Eu am hotărât că să fac la noua mea bară hexagonală. Atenție, bara asta este practic o bară confecționată de noi și are 46 de kg. Noi am cotat-o cam la 45 de kg o tunjind. Deci 45 de kg doar bara, discurile aia, cele două evident au 25. Și mai sunt și lanțurile care au... În cazul de fapt, da, mai sunt și lanțurile, dar lanțurile în dreptele respective contează foarte puțin, pentru că se ridicau câteva zale, deci nu era mare diferență. Noi sunt tot la partea de încălzire. Am mers un antrenament, cam cum am mers în ultima vreme, mai mult de menținere, câte 3 repetări, până când simțim... Că cele 3 repetări sunt grele. Sunt grele. Eu n-am mers pe același sistem la îndreptările astea cu bara hexagonală, la treabar. Eu am mers pe ideea, mă încălzesc bine și după aia voi încerca câte una din ce în ce mai grea. Deci pe asta am plecat, pe ideea să fac una cât mai grea. 140, da. În tot caut poziția perfectă. Am tot umblat așa la poziție, la stensul mâinilor, la foarte multe chestii, a ajutat și unul dintre colegii noștri de la club, pe care îl salutăm pe această cale. El a avut un deadlift monstruos de altul, probabil că zilele astea se va apropia de 30 de kilograme, dar revenea în antrenament. Zi-mă pe nume, că după aia nu, se ghicească. Mircea se numește. Salutare, Mircea! Da. Nu mă zic, am fiecare viitorii noștri, încă nu îl cunosc, dar... Păi nu, dar putea să gândească Tibi că e vorba de el. Corect, da. Așa. Aici, iarăși eu, cu 180. Tot încălzirea, evident. Nu, deja era o secundă. Încălzirea cu 180 de kg. Eu tot caut să găsesc race-ul acela foarte bun. Probabil că foarte mulți ani de... Remarcați, vă rog, și tricou. Trebuie neapărat să remarcați tricou. Da, cu ocazia asta, tot pe prietenul meu, Marius, care mi l-a dorit. Iată și pe Oana, care nu este astăzi de față la acest comentariu, în schimb s-a antrenat cu noi, o viitoare participantă la competițiile de powerlifting. Cu aproape, vă rog frumos să fiți foarte atenți că mai rar vedeți forma așa de bună, da, la genoflexiuni, îndreptări. Da, deci forma e ce trebuie. Mare. Are niște caracteristici fizice foarte bune care o ajută să aibă... Aici, apropo, nu faceți ca ea. Vă rugăm, da, nu faceți ca ea, deci nu faceți reacul, nu puneți greutatea la locul spatele. Au fost condițiile mai diferite. Da, oricum, ea lucra de revenire cu greutăți relativ mici, nu prea conta atât de mult. Aici deja ajunsesem la, ce am acolo, un 20, nu mai, n-am apucat să văd. Oricum, discutăm de greutăți când mai crește puțin. Aici erau 200 de kilograme, da, 200 de kilograme, 3 repetări. Penultima serie, nu? Repetă cu 200 de kilograme. Care, după cum vedeți, boară. Da, și sunt destul de mulțumit și de formă. Mă rog, având foarte mulți ani, cum spuneam și mai devreme, de execuții nu foarte reușite,
partea bună la toată chestia asta cu execuțiile mele este că nu m-am accidentat. În schimb, mi s-a întărit foarte tare lombarul și automat pot să ridic foarte bine din lombar. Ea a început un pic mai târziu decât noi, puțin, nu cu mult, și de aceea este încă la greutăți mai mici de încălzire, dar ajunge și ai de la greutăți da, frumoase pentru greutatea ei corporală. Pentru greutatea ei corporală, adică undeva 40 la 40 kg. Nu, are undeva la 52 de kg are. Are maximal de 100 și ceva, 100? A făcut squat 205 cu reps. Probabil că după antrenament și, mă rog, serie susținută după un program, cred că ar putea să... Deci 25, 45, 55, 130, aici sunt undeva la 170 de kg, pe aici, undeva, au mers relativ ușor, deja e... La single. Da, am ajuns la single, dar încă nu le simțeam foarte, foarte grav. Da, nimic de comentat, forma e impecabilă, adâncime foarte bună. Duce foarte bine pe multe repetări. Are... La genoflexiune și eu sunt exact la fel. Pe One Web Max sau nu stau foarte bine, dar da. pe repetări multe... Da, probabil că e presiunea greutății foarte mare în momentul în care... Dacă mi-aș calcula la una dintre... Ia să vedem aici, deci 45, 55, 65, 130... Da, îmi dădea acum 180, 175, 180 de kg. La mine e ultima serie asta, cea de 220, primată foarte bine din lateral ca să... Acum puteți să vedeți. Spatele a fost la plecare ușor curbat, dar da, nu s-a curbat datorită greutății, ci pur și simplu aia a fost plecarea. Da, ideea este ca mișcarea în sine, nu este greșit să ai spatele curbat atâta vreme cât mișcarea în sine nu o faci din spate. Ci drept și bara este foarte tare, este foarte stiv și este de greu să ia tensiune în ea. Abia aici cred că a fost mai ciudată. Execuția cred că la asta o să fie foarte mult. Cât ai avut aici? 220, nu? 220, da. 220 ori 3. Da, din fața arată oricum mai bine. Ideea este că curbura asta nu este, cum spuneam, neapărat o execuție greșită, dar vreme că nu ridici din spate. După cum vede, plec din picioare, în drept, destul de bine. Oricum nu mai făcusem îndreptări de aproape 3 săptămâni. Era destul de surprinzător și pentru mine că pot să duc rotare destul de mare. Aici deja pe cușea la 70 de kg. Da, 70 de kg. 70 de kg am făcut două repetări, dacă mi-aduc bine aminte. După câte luni de pauză? 3 luni, 2, 3 luni, câte pauze ai făcut? Păi de când s-au închis ele, deci oricum erau cam mai bine de luni de pauză. Care probabil doar ce-a făcut prin casă... 3, deja sunt 3 aici. Da, după atâta pauză, e bine să poți să faci un... Deci aici, nici nu știu, avem 20... 30, 40... 60, 85, 100... 200... Când ai bani mai? 210 ceva? 210, 220, cum ai făcut? 210 sau 215 ceva de ani. În ziua asta ai făcut un maxim la 245 și atunci ai făcut jos să dai seama că ai făcut. Da, aia, da, exact, aia e maximalul. Nu, de fapt, în ziua asta am reușit la treaba două maximaluri, la modul două PR-uri, două recorduri personale. Că și 235 au fost cel mai bun și 245 a fost cel mai bun. Deci, practic, eu până atunci am făcut semn 225. Cel mai mult. Și în ziua am reușit și 235 și 245 în aceeași zi, ca și scorul mai bun. Dar ce-i drept, nici nu lucrasem de foarte mult timp cu... Aici am avut o execuție destul de chinuită. Deci cât a avut aici? 80? 80 de kilograme de cerere pe 3, nu? 2. 2? Foarte bună și execuția. Da, asta a fost un... Deci aici avem... Hai să facă câte 25, 10, 50, 60, 80, 90, 180, 225. 225 care am mers foarte ușor, da. 225 care mă așteptam să fie... Eu așa credeam că o să fie maximalul. 225 s-a simțit extraordinar de ușor.
de am decis să merg mai departe. În continuare, mă rog, asta este foarte de încălzire la încercări, dar de notat, forma efectabilă, probabil una dintre cele mai bune forme pe care le-am întâlnit la corpul profesioniști. Deci o tehnică impecabilă la partea de îndreptări. O să o filmăm în următorul antrenament din lateral, pentru că aici nasul s-a fost greșeala noastră când am filmat de lateral. Din lateral se vede perfect. Se vede și din față, foarte bine care... Dar din lateral veți vedea, dacă o să filmăm dată fiat din lateral, atunci o să vedeți cât de bine stă spatele ei. Da, nu, e ridicare impecabilă. Cumva este și asta un răspuns pentru care nu reușesc unii sportivi să atingă maximalele alea, tocmai pentru că le este foarte greu să facă o rotată mult mai mare nu cu forma perfectă, pentru că este destul de greu să ai o formă impecabilă la o greutate foarte mare. Și atunci, probabil, nu știu, ori le este frică, ori ies foarte greu din zona de confort. Sunt mai multe, multe chestii. Da, nimic de comentat. Tot așa după o lună și jumătate de ceea ce ne reamintește tuturor cam cât de mult înseamnă și contează memoria musculară. Da, nu, aici e clar, odată ce lucrezi pe niște greutăți mari, nu vei scădea, cum să zic eu, foarte mult printr-o pauză de o lună, două, trei și mai mult de atâta, odată ce revii, memoria asta musculară te ajută să revii foarte repede la greutățile alea pe care corpul le știa deja și e obișnuit cu ele. Acum îl avem pe Thor Bjornsson. Da, am făcut niște variații de îndreptări românești. Eu un semi-îndreptare românească cu stifle. Le fac mai mult pentru zona lombară, pentru că acolo le simt foarte bine și încerc să am picioarele cât mai întinse. Îndreptările românești au cumva partea aceea de îndoire foarte, foarte fină din genunchi. Eu prefer să am piciorul cât mai drept. Foarte bună variație la aceste exerciții este să faci și din deficit ca să ai o cursă cât mai lungă și automat să fie totul mai susținut. Îți remarca că folosesc și kinci, tocmai pentru că, mai ales când lucrezi foarte multe repete, pentru că aici am mers undeva peste 8 repetări, n-are rost să te obosești. Deci aici cea de 235, da. Care mă așteptam să fie grea și eu am zis atunci... 245. Nu, aici 235, mi-aduc aminte că am zis foarte ușor. Deci am tipat okay. Gen... Am țipat că e foarte ușor, pentru că mă așteptam să fie mult mai grea și am ridicat-o foarte ușor și de asta am decis să mai adaug 10 kg, care n-am mai simțit-o foarte ușor, dar o să vedeți, n-a fost nici aia gen maximală, dar nu știu cât mai mergea, poate un 5 kg, poate un 10 dacă ai fost să dau. Un progres foarte mare de la cealaltă sesiune unde ai făcut 225, da. Deci 20 kg într-o sesiune. Da, dar e clar că ăla n-a fost maximal, ci doar am simțit în ziua respectivă că pot. Pe de altă parte, e vorba și de oboseala de... Și de cum se adaptează corpul la mișcarea respectivă, pentru că... Plus că eu făcând toate astea în curte, mă antrenez extrem de des, deci extrem de des, adică nu des, ci foarte des. Da, și e greu să te recuperezi la fel. Da, nu pot să fac numai maximale în fiecare zi, aș fi, cum să spun, dărâmat. O să treci de kilograme, cred? Da. O să treci de kilograme... Stifle deadlifts. Da. Nu e neapărat cel mai popular exercițiu, ca să zic așa, chiar și printre oamenii care fac sală în mod curent, dar vi-l pot recomanda cu mare drag, v-am zis, pentru mine, probabil din cauza execuției. Este un exercițiu pe care folosesc accesorul în special pentru zona de lombar. Mușchiul lombar este, la cazul meu, unul dintre cei mai puternici și neavând accidentări în toți anii de ridicat greutăți, chiar și cu formă mai greșită, chestia asta, din fericire, în cazul meu, mi-a întărit foarte mult musculatura în zona asta. Și repede au mers și astea, 70 kg, dar ceva de și au mers, cum să zic eu, nu a voie după atâta pauză să poată
revin așa ușor. Ne vom reveni mai din carantină și atunci ne putem concentra pe un program foarte, foarte susținut ca să... Și asta e ultima la mine, în 245. Mă bucur că forma a fost acceptabilă, deci nu mi-am strâmbat spatele. Nu, e formă de cel puțin nouă, adică nu mai... Da. Și am decis să mă opresc aici, deși, cum zic eu, un 5 kg mergeau sigur, 10 nu știu să zic, dar depinde cât de mult aș fi vrut să mă, cum zic eu, forțez. De fapt, oricum asta nu mai bine. Ultima serie aia, 80 de kilograme. Ați notat că maximalul lui într-o perioadă în care era foarte antrenat era 80 ori 3. La... Și acum că da, cu tot mi se pare că ori 2, da. Deci nu a pierdut mare lucru. A încercat și patria, dar parcă n-a mai reușit. Da, oricum a ridicat destul de mult. Dar probabil dacă nu mai multe tensiune, okay, probabil că ar fi ridicat și patria. Dar oricum e... Tot e notabil, având în vedere... Și priza a cedat un pic, care da, a dat și priza. E mai mult decât... Și am trecut un pic la ramat. Da, am decis să facem acest exercițiu, cum vedeți, cu spatele nu în diagonală, cum să zicem așa, este o altă variație pentru acest... Noi nici măcar noi doi nu facem chiar la fel. Da, nu, eu prefer să fac în genul acesta mai pentru hipertrofie, pentru că mă ajută foarte mult în zona marului dorsal, aici la mușchi laterali. Valia preferat să fac... Eu de ceva timp le fac pe toate, de ceva timp le fac pe toate de jos, da, pauză totală, ridicare, pauză totală, reset. Adică nu țin greutatea în tensiune, prefer să o las jos și să fac exact ca la deadlift pe care din punct mort. O oricum, unul dintre cele mai bune exerciții pentru a-ți ajuta deadlift-ul, chiar dacă nu știu, sunt cheat row sau cheat-e, nu contează, sunt foarte bune, mai ales că partea asta de cheat, în care smucești greutatea, te ajută foarte mult partea de explozie. Oricum, într-un final m-am decis și eu să fac una dintre serii, tot așa cum am făcut și Vali, ca să simt așa diferența de... Uite, discuția pe mod de diferență. Eu consider că în poziția asta pui foarte multă presiune pe zona lumbară, pentru că tu trebuie să stai să ții greutatea în tensiunea aia. Păcând punând-o jos, tu pui tensiunea și presiunea exact pe mușchii pe care te intenționezi să-i pui când faci ramat. Nu mai pui presiune pe zona lumbară, pentru că nu o ții tu în tensiune. Da, bine. Din punctul ăsta de vedere, ca să faci o execuție cât mai safe, cel mai bine este să ții spatele în diagonală și atunci ai cea mai safe execuție. Dar nu e la fel de eficientă ca cele de pe care le facem așa, cu spatele mai aplicat, mai întreg, ca să zic așa. Au mers destul de bine până ne-am ridicat, până la 120 de kg. Au mers cu siguranță bine pentru că a doua zi s-a simțit, adică a fost singura zonă în care am avut. Da, și eu la fel am avut vreo după ele. Aici am stat că sunt 120 de kg. Da. Și cred că a fost și ultima. Oricum a fost greu și... Deja și-o împăsesc după toată nebunia din aia. Da, au mers bine pentru 120 kg, complet cu pauză și după atâta, cum zic, efort înainte. Pentru că tot efortul care le-ai făcut s-a bazat exact pe aceiași mușchi, adică... Da, rog, e totuși o variație pe care, dacă o folosești cum trebuie, evident, l-a ajutat. Și ai încercat aici să faci cu pauză? Sau nu erau potrivite? Da, oricum, am mai făcut o singură repetare, dar nu am făcut foarte mult de formă și am zis că decât să... Mai bine tot ești. Mai bine mă opresc. Ceea ce recomandă de altfel tuturor să nu forțeze în zile în care nu se simt neapărat la gură, pentru că
mai bine ai grijă de corpul tău și foarte bine să îți asculti corpul când îți dă niște semnale. Deși sincer să fiu, tot mai nu am atâta chestia asta, pentru că din memoria mea cele mai bune de antrenament le-am avut în zile în care am foarte obosit și foarte, nu știu, nu mai așteptam să ridic sau să am vreo... Și atunci ai... Da, dar e cumva justificabil, pentru că în momentul în care corpul este foarte obosit, se crede foarte mult cortizol, care este hormonul stresului, se face să nu știu. Chestia asta aparent te ajută în situații de genul ăsta, dar nu e bine să abuzați de chestia asta pentru că... Nu, este de accidentări, da. Și până la urmă, recuperarea în sportul ăsta este extraordinar de importantă, mai ales când e sportul natural, este și mai greu. Noi doi nici nu mai avem vârsta la care să ne recuperăm. Da, una e la 20 de ani, una la 40 de ani. Sau după fiecare vârstă. După 29 de ani, secreția de testosteron scade. Aici este un exercițiu pe care l-am făcut doar eu, Goodmornings, acele bune dimineți. În funcție de execuție, Goodmornings-urile pot fi, se adresează fie pentru zona lombară, fie pentru hamstrings, pentru bicepsul femoral. Eu am încercat să o fac o execuție cât mai dedicată pentru partea de lombar. După cum veți vedea, la un moment dat, mișcării voi îndoi puțin picioarele, tocmai ca să nu fie deloc mișcarea pe zona femorală. E foarte bun, iarăși, pentru zona lombară, stabilizează foarte bine corul. Apropo de stabilizare, stați să trecem la următorul exercițiu, apropo de stabilizare, că ăla o să vă placă. Ăla o să fie cel mai distractiv. Mai ales că nu prea îl fac mulți oameni. Unii care îl vezi mai rar oriunde, și prin săl și prin... Bine, în săl este foarte greu să-l practici. Ăla e greu să-l faci în sală, pentru că să n-a să ocupi un sfert din sală, numai tu. De asta ar trebui să folosești foarte mult de riscuri și deja... Și asta, dar e vorba de riscul... De riscul de a trece cu greutatea și de mare între oameni, între cineva, da. Scapă greutatea de genul ăla pe cineva. Ești în curte, dacă mai poți să mai ții la drumul și... Aici la noi, da. Noi când facem aceste exercițiu cu curte, efectiv, în momentul în care nu mai am putea, îi dăm drumul. Noi pe ăsta exercițiul ăsta nu ne-am gândit că îl filmăm și de aceea nici nu am dat atenție. Am lăsat camera să meargă și ulterior ne-am gândit să vi-l arătăm, dar n-a fost gândit ca și cum îl filmăm și îl vom posta. Și de-aia e complet, trecem prin cameră și e tu cu e tu, pentru că nu ne-am gândit că îl filmăm. A fost ideea că face el doar așa un pic de... Da, pe partea de final de finisher. Da, următorul exercițiu nu era luat în calcul. Ce am mai avut? Am mai făcut eu, mi se pare, una, două de, așa zis, revenire. Cu 100 de kilograme am mai făcut una sau două, mai știu exact, una sau două serii. Dacă tot Răzvan nu s-a apucat de Good Morning, am să mai profit eu de timp respectiv să mai fac câteva. Și de-aia mai tras un pic de mine la ramat. Cum vezi, remarca diferența dintre cele două bare, bara pe care face balii nu se doaie absolut deloc, adică am avut, cred că a avut, mi-a avut și aproape că trebuie două ori, da. Nu are absolut deloc bounce-ul acela de, pe care îl au barele bune. Aici începem acel yoke cu haltera, aici sunt 140 de kilograme. 140 de kilograme care au mers, cum vedeți, cam plimbare în piață. Adică la mine era cam multe din chestiile pe care le-am făcut aici prima dată când... Cam ai venit la mine și ai început să faci mai tâmpenii. Da. Ai făcut foarte multe experimente. Am făcut, da. Deci l-am adus la mine ca să facem experimente pe el, la zi ce poate să facă. Asta și pentru că Vali are o capacitate de convingere foarte, foarte bună, iar eu sunt foarte labil psihic din punctul ăsta de vedere și atunci e ușor să fim atât convins.
a insistat un pic, ceva nu, nu mai fac atât, mai fac atât, un pic de insistență, bine, hai că-l facem. Acum l-am făcut ca lumea, adică nu ne-am, cum să zic, eu ne-am... Da, e, acum trecând peste glumele noastre, ideea unui astfel de exercițiu este foarte bună, din foarte multe puncte de vedere. Am mai discutat de fapt chestia asta, sunt foarte multe exerciții pe care le ratăm tocmai pentru că nu stabilizăm în primul rând te sperie greutatea, adică e un impact foarte puternic în momentul în care iei... La o genoflexiune poți să ratezi greutatea din momentul în care ai ridicat-o din grana. Făcând chestia asta, pe lângă faptul că te obișnuiești cu orice automat, este un raport central cu greutăți foarte mari. Chestia asta te face foarte eficient pe partea de stabilizare, pentru că mai ales când adaugi... Apropo de stabilizare, dar în momentul ăsta avem, deci 3 discuri de 20 sau... Da, sunt 100... Sunt 120 sau 130, primul cred că 100, nu, 100, 170 plus lanțuri. 170 plus lanțuri, dar lanțurile alea fac mult mai mult decât greutatea lor în lanțuri, pentru că balansându-se, îți obligă corpul să stabilizezi enorm de mult această bară, că lanțurile acelea se plimbă stânga-dreapta și acum când te întorci, ele se întorc în inerția lor și te fac să te chinui foarte mult să restabilizezi bara și atât cât și corpul tău, să poți să stai... Da, și e, cum spuneam, este foarte, foarte important să-ți pui corpul într-o stare de confort, greutăți foarte mari, pentru că strict din lifturile în sine nu vei reuși întotdeauna tot, pentru că la urmă fiecare corp are stimuli diferiți, se adaptează în mod diferit. Ori făcând chestia asta, poți într-un fel sau altul să măcar să rezolvi probleme de unrack în momentul în care faci un squat, de exemplu, sau... Apropo de exercițiul ăsta, nu vă recomand să vorbiți în timp ce mergeți aici, eu am făcut o tâmpenie, vorbeam... Dar nu e ceva de recomandat, da, nu să vorbești... Da, pentru că te-a fădeat o parte de respirație. Da, adică e bine să-ți ai și să respiri, că evident la atâția pași trebuie să respiri, dar trebuie ca respirația să fie cât mai mică și să nu încerci să decalezi, pardon, să nu încerci să, nu știu, dai tot aerul afară ca și mai vorbi. Ok ar fi să... Da, să te concentrezi pe partea asta. Să te concentrezi pe reacția aerului și bracing-ul, da, cât mai bine. În fundal, iarăși, între pauze, ultimele mele serii de Good Mornings, arată din ce în ce mai bine, pentru că la un moment dat cu tine am avut discuția, mi-a zis să țin picioarele mai apropiate, să luați cât mai mult pe spate, tocmai ca să fie mai ușor să o ridici și să mă las. Chiar arată, uite-te pe video, arată bine execuția, deci dai totul cum trebuie. Și avem acolo, deci sunt 3 discuri de 20, unul de 15 și unul de 10, deci asta înseamnă 140, 170, 190 plus lanțuri. 190 plus lanțuri avem acum. Da. Cât timp eu am pregătit el și am mai făcut o serie de Good Mornings, da. Cât am pregătit eu... Toată ziua Good Mornings vă recomand, dacă vreți să aveți mușchi puternici în zona lombară și să nu accidentați. Chiar și când aveți execuții greșite, deși nu recomandă chestia asta, importantă este tehnica orice chestie, pentru că o tehnică bună te salvează nu doar de la accidentări. Din când în când apare și mascota noastră pe imagine. Probabil cea mai stabilă partenera noastră de antrenament. Da, surprinzător de mine arată, chiar nu așa toată de o variație foarte bună la acest exercițiu este cea cu safety bar, la acele bare de spate. Care le prind din față. Da, care au acei suporți pentru a-i ține în mâne. Stabilizez foarte bine bara și au și greutatea cumva altfel centrată. Cum are 190 plus lanțurile? Da, deci deja se vede, fiind greutatea mai mare, cum reușesc bracing-ul, se vede că ar putea și nici mai putem să zâmbim și să vedem și să glumim și să vorbim, pentru că deja greutatea acum este 8. Aici e luat un pic strâmb din cauza... Da, eu oricum încercam să mă concentrez mai mult, pentru că era prima oară când făceam chestia asta și n-aș fi vrut să...
Eu mai făcusem de câteva ori înainte, deci practic știam un pic mai bine care e mișcarea, că nu era prima dată când o făceam. Da. Deci, vedeți, respiră, dar bracing-ul este acolo, adică încordarea există. Și mâini, după cum se vede, sunt destul de strânsă. Aici ai plecat prea repede după ce te întorci, de aceea, din cauza brațurilor, inerția te-a dus. Variată ai ușit zon drept. Da, tocmai asta e și ideea, să chiar și când pleci greșit, să reușești să stabilizezi și automat îți antrenezi fix lucrurile pe care le spuneam. Deci, paradoxal, pe lângă beneficiile pe care le are pe partea aceasta de stabilizare, este și un exercițiu care te ajută foarte mult la partea aceasta. La comunicare, cum ai văzut. Că poți să povești. Este foarte funcțional, chiar este un exercițiu foarte funcțional. Da, eu am de gând să-l fac destul de des, mai ales că este un exercițiu care îți omoară ce drept sistemul nervos și anumite articulații și așa, dar nu te afectează la mușchi. Adică, da. Practic, quadriceps, gambe, astea nu. E, practic, varianta de quads pentru ceea ce am făcut noi la antrenamentul de lucru cu static hold-urile. Deci, da, practic, da. Așa cum, de exemplu, pentru deadlift, probabil că o să facem la un moment dat o variație de pe blocuri, tot așa cu cursă foarte scurtă, dacă să țin mâini în greutate foarte mare, iarăși. Stai, să văd ce am acum, deci 140, 170, 190, 210. 210, sunt 210 plus lanțuri. Deci 210, undeva la 230 de kilograme avem aproximativ acum. Total, dar e important de greutate, 210 plus acele lanțuri. Mult mai stabilă. A fost și una dintre ultimele serii care am folosit tenisii, pentru că m-am hotărât să văd care ar fi diferența dacă aș folosi și am luat una din perechile de ghete de halter pe care le am. Sunt mai obsedat așa de încălțimite de halter, am 4 perechi, 2 preferate și cea pe care urmează să o folosesc are talpa ceva mai mică și este și foarte, foarte, foarte dură și este, se potrivește pentru genul ăsta de execuție pentru un exercițiu. În general. Dar vedeți aici cât de tare tremură corpul, deci vă dați seama cât efort implică stabilizarea acestei bări în momentul în care corpul îți face în toate direcțiile și tu trebuie să te chinui să stabilizezi toată greutatea asta, deci categoric impact. Da, era foarte interesant dacă bara ar fi avut balansul acela din cauza... Era și mai greu. Da, era și mai greu din punctul ăsta de vedere. Deci aici ne-am ajutat faptul că bara este solidă. Dar pentru că... Dar s-au balansat lanțurile, așa că... Da, nu, dar pentru că totuși până în greutăți mari și avem nevoie de ceva foarte solid, este foarte bine să folosim o bară cât mai puternică. Probabil că stabilizezi mult mai bine genul ăsta de exercițiu și ești mai confortabil și pentru că eu sunt mult mai în talia foarte mică. Și a categoric și pentru faptul că am mai făcut de câteva ori, că și mie prima dată mi s-a făcut mult mai complex. Da, exercițiul după câteva dăți se pare mai ușor. Chiar am știut niște chestii, că în special, de exemplu, cu partea de deadlift, oamenii ca mine care au talie foarte mică sunt cumva mai dezavantajați de chestia asta și de asta probabil și am și eu dificultățile astea unde am găsit bracing-ul perfect. Da, deocamdată nu mi se pare, nu mi s-a părut așa de mare. A fost greuță, dar nu, cum să zic eu, nu exagerată. Nu e deficit foarte mult de executat pentru partea de final a antrenamentului, când oricum ai ridicat foarte multe greutăți și ai un efort foarte mare. Și asta cred că e chiar ultima serie, da. Sunt 245 kg. Adică vedem ce a fost pus ultima dată, deci avem 140-170, 170 și cu 60-230, cu 230 plus lanțuri. Deci asta a fost totalul finalul exercițiului, 230 kg plus cele două lanțuri. Da, pot să confirm că s-a simțit instant diferența în momentul în care a schimbat încălțămintea, mult mai stabilă talpa, mai ales că și terenul nu este neapărat. Da, un alt lucru care ne face nou acest exercițiu foarte greu, este că ne turnăm deocamdată cimente în această parte a curții, ca asta e planul care îl voi face peste nebunia asta, va fi drept, dar până va fi drept, deocamdată e teren accidentat. Și având în vedere că e teren accidentat, exercițiul ăsta pentru noi este mult mai greu decât dacă l-am face pe un drum perfect drept.
Până cu atât mai bine. Cu atât mai bine că ne chinuim un picuț, adică avem o pizza de mai un mic, un dâmb, mai... Deci, practic, aici se vede că exercițiul ăsta deja a fost greu și la mine l-am simțit extrem de greu. Data viitoare o să-l fac și cu protecții de genunchi și cu dietele de la prima repetare și atunci probabil că o să... Da, plus că, na, fiind obișnuit, știu și care este mersul lucrurilor de data asta. De la acest antrenament, care a fost acum 2-3 zile, a fost undeva pe jos vineri. Da, am trecut câteva zile de rând, eu între timp am mai făcut încă o dată acest exercițiu. Deci am mai făcut încă o dată, chiar aseară, și aseară am mers până la 250 cu el. Deci, adică am mai crescut un pic, nu foarte mult, dar am mai crescut un pic la același exercițiu. Și evident că azi dimineața m-am simțit ca și cum ar fi dat mai fau peste mine, adică... m-a terminat. Am urcat de la 100 de kilograme până la 250. Multe serii și am și coborât înapoi 170, 150, 140, adică sunt extrem de multe serii. O să postez și acel filmuleț. Și a repetat dimineața când m-am trezit, nu prea mai aveam multe lucruri la locul lor. A fost finisherul meu pe bune. Și iată, și în ultima nebunie. Ultimul workout, care zicem așa. Uite, asta e o chestie pe care o să încerc acum în vârsta la tine. Că eu merg mai departat. Exact, da. Eu merg mai departat ca să am stabilitatea de bani. Da, uite, e o chestie la care nu m-am gândit, dar vezi tu, probabil că în momentul în care mergi folosești aceeași depărtare ca în momentul în care faci squat. Eu fac o depărtare destul de îngustă la squat pentru că îmi permite mobilitate și probabil că din cauza asta am procedat la fel și aici, dar o să încerc chestia asta. Eu am mers clar mult mai depărtat și mi-a dat un pic mai multă stabilitate. Da, e bine de știut. Cam asta a fost pentru antrenamentul acesta. Ca de obicei, vă așteptăm la antrenamentul următor. Mâine probabil să postăm încă unul. O să-l și comentăm, o să-l și edităm, mai avem cel puțin două antrenamente care sunt needitate. Așa că dați subscribe ca să aveți, urmează multe, mai ales că acum dacă am hotărât să filmăm pe toate antrenamentele, veți avea practic ori în fiecare zi, ori la două zile distanță, da, un alt antrenament, un alt antrenament, un alt antrenament și merită să... să le discutăm. Noi așteptăm în primul rând, așteptăm comentarii de genul orice vreți să întrebați sau orice, la fel de bine dacă ne dați un sfat, ceva, e binevenit. Și ne vedem la următorul antrenament. Da, la